Și-au spus, mai ok de la început. Eu mă numesc Valentina Covalenco și sunt consultant de cadrul companiei Doublecase. Șofer, trader. Deci eu sunt Tatiana Curiță, sunt la un moment dat trader, deci fost consultant în cadrul companiei Doublecase. Am plecat pentru am creat o altă afacere, să spunem așa, dar nu doar afacere, dar să mă ocup de tranzacționare, haideți să spun așa, și de familia mea. Deci cauza că trading-ul ne oferă această posibilitate, de fapt, să avem libertate pe care noi ne dorim. De fapt, eu vin, mă duc. Deci, de ce mi-a făcut plăcere că am fost invitată în seara aceasta, ca să fiu alături de doamna Valentina. De aceea, pentru unii care știu că am fost în cadrul companiei, nu am plecat pur și simplu, nu știu de ce motive, câteodată oameni și fac niște idei, scenarii. Deci am plecat pur și simplu că... Deci, tranzacționarea, de fapt, ne oferă posibilitatea, libertatea de a face orice dorim. De aceea, astăzi o să fiu alături de dumneavoastră. Ok. Bine. E ok? Ne-ați cunoscut? Cineva poate ne cunoaște, avem trader aici, personal de mail de anumă Tatiana, cineva sunt trader de la colegii, nu știu de ce. Vreau să ne simțim lideri, să ne simțim deschiși, să avem mai mult un monolog decât să stați ca la lecții să ne ascultați, da? De ce aveți ocazia, aveți idei, ridicați mânuța, dați-vă și pe părere, ok? Bine, care este tema noastră de astăzi? Cu disciplină, sistem statistici în tranzacționare, devii trader de succes. De fapt, care este faza? La diferite oficii de stăluim să facem și din domeniul careva strategii de tranzacționare, strategii de tranzacționare, adică tema permanent să devii. De aceea, astăzi am ales să discutăm despre disciplină, sistem și statistici în tranzacționare, din cauza că, de fapt, această tehnică, această temă este foarte importantă, traderii de ea uită, dar noi de fiecare dată ne străduim să atenționăm aceste momente, să nu uitați de ele. Dacă strategii, de fapt, până la urmă, fiecare tranzacționează în felul său, în maniera sa, dar dacă nu sunt aceste aspecte incluse, deci atunci cumva ne derapăm de la traseul inițial, traseul este de a face profitabilitate, de a crește, de aceea, de fiecare dată când o să avem posibilitatea, deci și dumneavoastră aveți posibilitatea, mai citiți câteodată deci, informația de la cursul pe care dumneavoastră îl primiți. Ok, bine. Deci o să discutăm împreună, o să vă includem, da? Ca să vedem, de fapt, cum ați asimilat informația dumneavoastră pe parcursul lecțiilor, că noi foarte mult depunem efort, dar, de fapt, câteodată parcă nu ne auziți, da? De aceea o să vă includem și dumneavoastră astăzi în discurs, să vedem. Practic, toți sunteți traderi. Sunteți traderi sau nu sunteți traderi? Da. Jumate sunt trader sau? Domnule Alexandru, sunteți trader sau nu sunteți trader? Sunteți ok? Super, mă bucur. Deci, jumate sunt traderi. Este traderul meu, dar deja nu mai este traderul meu. Suntem colegi, adică suntem traderi amândoi. Ok, bine. Haideți să mergem mai departe. Ce, cum credeți? Ce este de fapt o disciplină, un sistem de tranzacționare, statistică? Haideți să mai activ că este cald, avem nevoie de susținerea voastră, să vedem ce este, ce concret, ce este acest. Haideți, păreri, idei. Spuneți-mi, ce nu s-a întâmplat astăzi pe viață și eu nu știu, n-am văzut? Statistică. Iar și fără statistică, pentru că fiecare trebuie să cunoaște, dacă nu are statistică, practic nu trebuie de 7 zile. Oricum, de statistică o să conducem, trebuie să înțelegem raport de profitabilitate, care avem să spunem pe lună, pe an, jumătate, dar și mai departe. Sau chiar tot evidenta și o tehnică foarte interesantă, în faptul că trebuie mai înaltă, spune că erau trebuie care păi, din 47 sau din 55 de săptămâni anului, când am venit acolo, de 47 spune că nu mi-e merită. Statistica asta o dată, fără statistică... Super, eu cred că aici disciplina e la max. Da, la max. Dar, practic, de la disciplină se începe. Dar ce este disciplina în general? Este, da, noi atunci în continuare să vorbim. Este cel moment, ca pur și în viața de zi cu zi, da, niște obișnuințe, dar care, până la urmă, ne aduc niște rezultate, da? La fel și tranzacționare legată de disciplină. Ok, dacă eu mă greșesc, dumneavoastră tranzacționați de mult, așa?
Deci sunteți ok la capitolul dat, disciplină, sistem, statistici. Da, evident, vreau să spun că chiar și în ziua de asta, când fiecare lucru care este niciun dat, când propune că o cărăm de mai multe dată, dar totuși, un trader disciplinat este un trader bine organizat și un trader profitabil. Am înțeles. Asta este cel mai important. Asta și nu știu, că fiecare dintre noi trebuie să vezi rezultatul totul sistem. Dacă știi exact sau sunt pe ora 12, mai bine să te trăgați, pentru că am la ora când știi exact cum sunt. Am înțeles. Cineva este de acord că aceeași părere este foarte cald. Simt și eu acest fapt. Deja îl simt. Poate mai zis, da, dați la maximă că o prinționieră sau de dacă mă ajută. Ceva nu este de acord. Aceeași părere. Da, deschideți. Aici. Am mai să continuăm. Da, o să discutăm despre disciplină. Disciplina, de fapt, sunt, nu știu, trebuie, haideți să spun așa. Deci, de fapt, dacă traderul nu este, sau persoană, sau traderul, haideți să spun așa, nu este disciplinat, de fapt, aici trebuie să ne punem mai multe semne de întrebare. Din ce cauza? Noi, dacă depistăm că suntem nedisciplinați în tranzacționare, atunci înseamnă că suntem nedisciplinați în viața de zi cu zi. Deci înseamnă că trebuie inițial să începem de la personalitatea noastră, să o schimbăm ca pe noi însuși ca personalitate și ulterior trecem deja la sistemul de tranzacționare din cauza că ea lipsește în viața noastră de zi cu zi. Este cineva care își face, de exemplu, un plan pentru o zi, o disciplină? Fiecare. În fiecare zi. Mm-hmm. Din toată sala, doar 3 persoane? Iată. 5 persoane? 6? Atunci, dacă vorbim statistic, rezultatele la noi nu sunt atât cum ne dorim noi, corect? Bănuiesc eu că mergem la etajul 8, apoi la etajul 1, iarăși la etajul 7, la etajul 1. Cam așa merge procesul de tranzacționare. Înseamnă că nu este ok. Deci trebuie să ne disciplinăm inițial. Și haideți să vedem, de fapt, ce e cu de disciplină. Este planul de tranzacționare. Este o lege pentru comerciant. Deci noi trebuie să avem numai decât un plan de tranzacționare. Da? Să evaluăm poziția prețului în față de nivelul tehnic. Deci facem acest lucru. Analizăm. Deci lumea asta, gata, am înțeles. Vă rog ceilalți. O faceți sau nu o faceți? Deci să evaluăm cât este de puternic nivelul pe perioadă mai lungă de timp. Faceți acest aspect. Da. Deci luați în considerație distanța de preț până la nivelul zilnic care este puternic. Adică ce înseamnă acesta? Deci plasați tendința, plasați nivelul și vedeți practic distanța între prețul actual și nivel. Că de regulă sunt trade care văd că ajunge la nivelul de rezistență și deschid tranzacție. Asta faceți acest lucru sau nu? Doar după confirmare? Deci doar după ce se bate nivelul, adică nu ajunge, nu încălzi. Dar dacă, spre exemplu, este confirmare că o să plătească deja în jos, sau dacă este confirmare că o să plătească deja în sus. Dar o străpângere și toată confirmare ca să nu te spună. Am înțeles. Deci e determinat potențialul de mișcare a prețurilor. Faceți acest lucru? Sau nu? Când schimbă, eu automat nu ești am cât acest lucru, dar voi este pe și permanent la orice cotație, la orice instrument faceți acest moment. Deci este o disciplină, niște reguli pe care dumneavoastră le implementați? Eu personal nu știu să deschid tranzacția când mă văd că am un divorțiez. Deci nu pot să deschid și el, cât să duci asta. Se pune la tranzacție și calculeze și ele, nu? E o strategie de asta. Nu mai știu la sală, nu pot să continuez, nu lumesc, în câteva ori. Așa, strategia e tare fain. Totdeauna, da, eu ca să mă prind de mine care lucrez, întotdeauna le zic, până intra într-o tranzacție, totdeauna calculați-vă ieșire. Ce înseamnă să-mi calculăm ieșire? Potențialul nu te-ai crezut. Ok. Da. Cum mai sunt traderi? Sunt pur și pierd. Asta și vreau să vorbim și cu continuare. Da, ia, și preocuparea, riscul și mai managementul. Siguranța este important. De ce? Întotdeauna, până ne pornim la drum, trebuie să știm cum ajungem din punctul A în punctul B, da? La SEO.
asta și este o strategie fiecărui trader care se conduce mai atunci. Continuați? Ce spuneați din asta, mi-i discuția? Materială, mi-am continuat gândul. Strategie de a calcula ieșirea prima dată. De aceea, deci o disciplină, cum spuneam, este foarte lucru foarte important în cazul în care noi să testați acest lucru, că disciplina lipsește, este necesar să lucrăm acest aspect. Este un lucru foarte și foarte important. Adică, dacă nu o să fie disciplină, trebuie să fie un lucru foarte important. Deci, nu putem face așa, da? Ok, bine. Haideți să vedem sistemul de fapt tranzacțional. Ce este un sistem de tranzacționare? Noi, da, am menționat din start. Un sistem de tranzacționare este strategie, da? Practic este mașina trading. De aceea, fiecare nevoie are strategie de tranzacționare, după care merge pas cu pas ca ulterior să aibă rezultat. Ok, o idee de strategie, fiecare ce strategie. Știi ce mă dorești? Nu? Noi știm, baza fiecarei strategii, în primul rând, este direcția, da? Tendința. Ok, ulterior, intrările, cu siguranță, da? Orientați cu intrările, după care fac confirmări. Noi vorbim astăzi, vreau să vorbim deja simplu despre noi, o să vorbim despre emoții, despre strategii tranzacționale ulterior, despre statistici, da? Rezultatele ulterioare. De ce vreau să fiți liberi? Astăzi noi strategii exact de tranzacționare, cei legate de tehnică, nu o să vă. Probabil sunteți deja plin de informații, vă rămâi deja să le aplicați și pe real, nu? Doar sigur noi nu o să dăm, dar noi să cerem informații de fiecare să vedem ceva ce strategie, haideți să spunem așa, așa tranzacționează, da? Deci, regul, procesul nostru tranzacțional și să depistăm cum e ce greșeli, care nu va aduce la rezultat, cu siguranță dacă era să fie rezultat, nu era să fiți la această idee, vorbesc eu, da? Deci sunt niște sisteme tranzacționale, te includă niște reguli și condiții pentru a deschide o tranzacție, ulterior să lipsi dacă are să fie, și un plan de evacuare. Ce înseamnă acest un plan de evacuare? Cum credeți să ce este? Când ești liber, cum ești dintr-o situație nefavorabilă, da? Să aveți un plan de rezervă, deci toți îl au. Toți îl au. Siguranță unde a fost lacătul, dacă nu mă greșesc să spun că a fost lacătul, nu. Deci a fost, ați fost, tipul de lacăt sau nu? Adică un plan de evacuare cumva poate să rezolvat. Adică de mă ți-a dus aminte, de fapt, poliția asta se învață. Deci, și acela la fel este important, are o importanță foarte mare, dar datorită lacătului este posibilitatea să facem și profitabilitate. Este lacăt pozitiv, da, l-ați implementat sau nu ați vorbit despre lacătul pozitiv? Ați vorbit. Și deja l-ați testat săptămâna aceasta? Planul, ați pus în planul de evacuare? Încă sunteți în lacăt. Cineva mai a fost săptămâna trecută la masterclass cu lacătul? Da. S-a, și-a creat planul de tranzacționare, adică planul de evacuare, haideți să spunem așa. Da. L-ați pus în practică sau nu? Deci, înseamnă că sistemul de tranzacționare, dacă nu l-ați pus în practică, este necesar să implementați din cauza că o să vorbim la sfârșit, chiar că de fapt acum este așa un pic schimbătoare, flexibilă, că dacă nu știi ce să vă așteptați. Deci, în perspectivă spun, datorită că piața cu 2 ani în urmă, 3 ani în urmă, era mult mai schimbătoare. Adică, practic, dacă ți-a pus tendința, ea mergea frumos pe hașul de tendință, dar acum nici nu te întorci, nici nu te reușești să bezi un pahar de apă, că practic ea își schimbă, na, așa e, așa se trece celălalt și se schimba dispoziția, da? De asta, la momentul dat, acum este foarte important, adică și acest aspect, dacă spuneam că strict, după tendință, ea este, funcționează, da? Deci mai suntem atenți și la alte momente, de aceea și planul de evacuare este foarte și foarte important. Bine, scuze, dar eu nu m-am așteptat ca așa-ți fie de cază. Deci este vară, este caniculă. Ok, bine. Haideți să vorbim despre crearea unui sistem profitabil, da? Și despre bazele. Și ce se bazează un sistem de tranzacționare, în general? Am o idee, mai ce e practic am făcut, da, să fie mult mai simplu, pentru că vreau ca să să vă includeți și voi, da? De ce? Bun, sistemul, da, strategii de tranzacționare. În principiu, noi cunoaștem toți și suntem siguri că voi aveți o strategie de tranzacționare.
Da, probabil mai sunt unele momente care nu respectați strategia. Da, noi o avem, dar nu o respectăm întotdeauna. Ok. Următorul, sistemul de management al riscului și managementul capitalului. Ce reprezintă pilonul dat? Ok. Vă faceți un cap? Da, mai ales că știți tranzacții, atunci cum trebuie să știm. Ok, ți-ai sigur. Nu ne știm că sunt trader, dar mai multe categorii care își asumă un risc minim, risc mediu și sunt de aia care la maxim, da, cum viață, pentru că ei mai mult fac cazino decât cresc o afacere. De aceea, sistemul de management al riscului, da, este foarte important. De aceea, întotdeauna trebuie să ne calculăm. Da? Trebuie să fim gata să pierdem atât cât ne permite depozitul. De asta și este un management, da, care trebuie să-l facem fiecare din noi. Doamna, ceea ce vreau să vă sugerez este să vă mai faceți câteva notițe din cauza că mai aveți și acasă și mai implementați ce e. Mai citiți încă o dată revizii, ceea ce s-a vorbit din cauza că nu pur și simplu discutăm în moment dat că nu avem ce face, da? Siguranță avem scris tranzacții, avem de făcut o analiză tranzacțiilor, dar pur și simplu faceți o revizuire și o să vedeți că asta va ajuta. Deci încă mai scriem în moment, adică vizual, noi când scriem, partelul se memorizează mult mai bine și creăm și o disciplină în felul dat. Deci, doar un moment, vreau să întreb, totuși, traderii, da? Că, deci, vreau și eu, un schimb de experiență, stau de ceva timp acasă, poate mi-a scăpat ceva, nu știu. Strategii de tranzacționare, cum credeți? Ce este o strategie? Dați-mi exemplu, vreau să îmi prospătez creierul, memoria, nu știu. Deci, ce este o strategie de tranzacționare? Nivelele, ce mai important, da. Eu am observat că astea sunt nivele. Și în traducență la canalele care sunt cultural de mai multe sau pe mult sunt. Dar canalul este liber, focul. Deci, direcția după tendința noastră, da? Intrarea, figurile și deci încă ceva. Până la urmă, suntem aici că de peste 30 de trader, de aceea punctele principale trebuie să ne ducem cu anumită direcție, intrare și ieșire. După, fiecare și are strategia lui. Da, dar eu să nu trec, de exemplu, cu un trader. Poate, doamna Valentina, mi-a să fac ceva și eu nu știu. Mă uit că sunt pasiv, nu știu de ce. Păi, dumneavoastră am înțeles cum depistați, dar ce vreau să spun, domnul Alexandru, vă rog frumos, noi nu ne-am văzut foarte mult de mult timp, cum dumneavoastră depistați, deci, intrările tranzacționare? Și care este în momentul acesta? Sunt nivelile, și uităm la impuls și preț. Impulsul și corecția, da? Ok, combinații de lumânări, o analizați noastră sau nu? Da. Deci lumânări. Dar cum? Ce vă mai place mai mult? Lumânările în dreile H1, H4? Dreile sunt cele mai puternice și cele mai oferă cele mai multe informații. Detalii. De aceea, da, eu vreau să vă sugerez totuși să analizați acele lumânări în dreile, că ele nu oferă niște informații foarte și foarte vaste. De aceea, ori vă rușinați, ori nu aveți strategie de tranzacționare. De aceea și vreau, este important ca să știți direcția intrare și ieșirea. Da? O să ne stăruim, deci să vă oferim informația maximală. Știu că este cald, credeți-mă că eu mă sfoc, dar asta e. Ok, bine, sistemul de management al riscului și managementul capitalului. Ați discutat și psihologia traderului, doamna Valentina, ce este? Ce este în genul psihologiei traderului și ce importanță are în tranzacționare?
Are important în general. 70-80% psihologie, da? Noi întotdeauna trebuie, da, iarăși, să ținem cont, da, de anumite psihologie traderului. Pentru că aici, întotdeauna, tranzacționare persistă cu o presiune psihologică. De ce suntem noi, în cazul companiei, consultanți, manageri care să vă ajutăm să trecem de presiunea aceasta psihologică? Nu știm că tranzacționarea e doar, buy sell, e doar 10%. Restul e psihologie. De ce? Dacă să putem, noi vorbim de și noi suntem traderi, dacă să putem gestiona emoțiile, o să putem gestiona presiunea asta psihologică, noi să avem și rezultat. Toate rezultatele noastre, maxim, da, depind de psihologia noastră. De ce? Ciclul ăla emoțional, probabil toți îl cunoaște, da? Trebuie de trecut, de oprit la punctul cel potrivit care o știu noi, da? Până la euforie. Ok, cum nu vreau aici, adăugați dacă doriți ceva. Da, vreau să întreb, dacă, deci, da, știu că este o muncă foarte, ceea ce spun, este o muncă foarte mare, colosală, că noi stăm în fața noastră și luăm tot seama. Și noi când repetăm la lecție, deci propuneți, de fapt, eu asta fac, deci poruncile sau emoțiile, poruncile trebuie, stările astea emoționale, ciclul ăsta, sau puneți în fața calculatorului și să-l mai vizualizați câteodată. Faceți asta sau nu? Este o disciplină? Doar unul? Doi? Cineva dă ochii în jos? Eu personal mi le-am pliat așa pe părere, este monitorul și deodată când în viață, el sunt pe corp și fără vreau nu trebuie. Probabilitatea ca să avem niște scopuri sau întrebări corecte este mult mai mare. De aceea, nu uitați despre acest aspect, da? Ok. Bine. Deci, o strategie de tranzacționare este bazată pe analiza fundamentală și analiza teoretică. De fapt, este analiza pieței. Spuneți-mi, vă rog, deci, noutăți astăzi au fost piața? Eu n-am analizat calendarul economic. Îmi spuneți, vă rog, ce noutăți astăzi au fost piața? Acum, la 70 de zile, îmi îngrijesc, așa? De mine așa, nu am fost legat de GBP-ul de CPR. Și ce a fost acolo? A pierdut ceva? Ce pe punct au fost? Mișcă? Am pierdut 100 de punct. Am înțeles. Ok, pe euro-dolar astea a fost la ora ce? La 12. Nu a fost deși o mișcare. Cum stă euro-dolarul practic în zona ce a fost, nu știu, la străbături? În jos a străbături? Nu am pierdut intrarea, deci nu este. Dar vedeți, le-a prins, adică practic, a mai fost ceva ce mi-a scăpat sau nu? Mai este ceva să deschid așa mă gândesc? Eu zice că așa, ești cineva, știți cum să mai bine, practic, și mă scăpăm și jos, că prima dată, când vă să faci mai, să știți de preț. Am înțeles. Ce are nimic minim, spune, dar nu din 5 ani. Ok, toți am analizat al calendarul economic? Da. Dar unde, de fapt, analiza fundamentală oamenii s-a? Ce canale facem? Pe ce canale? Iată, eu, vă rog frumos, investim și ega, eu ori nu și ega. Doar atâta? De ce nu m-ați cap? Nu, până la urmă, fiecare găsește sursa, da? Principalul, să luați de pe surse sigure întotdeauna, da? Ok, haideți atunci să vorbim despre analiza pieței, da? Noi știm că analiza pieței este oferțată atât fundamental cât și tehnic. Noi știm la fel că traderii se împart în trei categorii, care fac și tranzacționează doar fundamental, sunt care tranzacționează doar tehnic și sunt din cei care le combină. Cum credeți? Care au rezultat? Cei care combină. Ok, de ce? Au o imagine de ansamblu mult mai mare și poate înțelege viața în ce direcție o să iei. Ok. Înseamnă că atunci, din punct de vedere fundamental, de ce factor este influențat de viață? Ce nu înveți?
Ce mă înveți? Discursuri, indicatori, rapoarte. Masă de referință. Așa, sunt niște indice economici care au influență mai mare asupra pieței. Așa, ok, nu am înțeles, fundamentalul este clar. Dar, eu îmi cer scuze, dar dumneavoastră tranzacționați, pentru că prindeți mișcările, așteptați doar să prindeți mișcările la analiza fundamentală sau la noudeți sau nu? Da. Să cunoașteți toți cum tranzacționează fundamental, la noudeți. Nu ați tranzacționat. Dacă nu ați tranzacționat niciodată la noudeți, adică, practic, ce vă sugerez este să vă deschideți tranzacție pe ea. Nici de cum să nu deschideți tranzacție pe ea, da? Practic, deci, trebuie să simțiți volatilitatea, trebuie să vedeți fiecare noutate cum influențează cotația în parte. De aceea nu vă sugerez, mai ales în frați de petrol sau independență, iarăși de depoziție, în frați cu volumul mare, neavând experiență la un preț. De aceea, vedem, încercați să deschideți tranzacții, vedeți cum funcționează câteva ori, deci nu o singură dată. Din ce cauza? Că aceeași noutate, dacă vorbim despre rezervele de petrol sau PIB-ul, da, sau rata de referință, de fapt, de fiecare dată ea poate să aibă o volatilitate diferită. De aceea nu uităm să facem un raport, o statistică, iarăși vorbim pe ultimele 6 luni, pe ultimele 8 luni, să vedem care este un punct sau un procent, cum este mai comod volatilitatea, să vedeți aproximativ cam care pot fi mișcările, ca o preție de tranzacție. Da, potențialul de profit. Din cauza că asta este o anumită deci, noutatea poate un instrument să nu se miște, adică practic să doarmă, da, și profit să nu luați. Dar data viitoare, când credeți că este mai puțin volatil, să deschideți tranzacție și intrați cu volum mare, da, că ați crezut că, de fapt, asta care și data trecută și că încolo eu practic se duce cu vreo 100-200 de puncte și când am dat cu 100 de loturi cu IMG, atunci, na, nici nu reușim să vă sună pe doamna Valentina. De exemplu, sau pe doamna Tatiana, da? Și îmi spuneți ce să fac. Deci, dar noi avem instrumente de rezervă în capătul, de exemplu, da? Deci, de aceea, cât mai mult o să le implementați, cu cât mai mult o să le combinați și să știți când corecția implementează, deci o să vă fie mult mai ușor să ajungeți la rezultat. Corect? Ce și reguli. Da, avem o tranzacționare la multe, să știm să niște reguli importante. Dacă le cunoașteți, foarte bine aplicați. Dacă nu, consultați-vă cu managerii voștri și o să vă ajute. Știți ceva regulile care de tranzacționare mai fi de la un preț? Care sunt? Ok, nu deschidem, da, dacă avem tranzacții active până la un preț, pozitive ne închidem, da? În rest, nu deschidem în timpul prețelor tranzacții, pentru că noi știm că volatilitatea este foarte mare, de aceea știam să ne trezim cu mine. De ce noi avem ordine amânate cu care putem să prindem un profit și un profit destul de fain calculat pe următoare 6 din întrebare, da? După 1000 de calculat. Nu știu că fundamental nu la toți se plac. De ce? Pentru că aici acesta mai mult atenție. Da. Și emoțiile. Ordine amânate, nu știu, ce propria experiență este de fapt, pentru că să faci unul și unul și invers. Ok, de asta și ordinea noastră întotdeauna se combină, întotdeauna la noutăți, înainte de noutăți care se plasează, înainte de noutăți minim 15 minute, le pasăm, da, direct un buy stop sau stop, nu știu cum mai limită linia. Și la fiecare noutate o are o anumită distanță, o anumit punctaj de la prețul actual. Pentru că, într-adevăr, ar putea să facă doar o umă să lasă, să-l activeze, de exemplu, buy stop-ul și să meargă descendent, adică să iasă noutatea negativ și să influențeze negativ anumită cotație. Deci, întotdeauna analizăm un anumit indicator, o influență care poate să o facă ca ulterior să nu ne trezim cu mine. De aceea, avem ordinele plasate, s-au activat după 5 minute de regulă, ele și-au direcția cea mai ok, 5-10 minute, care s-a activat celălalt, l-ați anulat. De aceea, cu consultanții voștri, cereți ajutor să vă aducă aminte sau să vă notați voi pentru voi cât punctaj se pune de la preț ordinul amânat. Pentru că pentru fiecare notate se duc un mic punctaj. De exemplu, la produsul intern brut este de la 25 puncte de la preț. Ok, detaliat nu intrăm acum în toate aspectele, dar deja cu consultanții voștri siguranță, dacă îți cereți ajutor, vă ajută.
doar că un aspect. Eu nu sunt aici de acord, îmi permite să vorbim și părerea din cauza că, da, poate unele sugestii idei consultant mai vrea să ofere, managerul dumneavoastră, da? Dar că atâta timp dumneavoastră nu o să puneți mânuța, nu o să deschideți tranzacții, nu o să vedeți cum funcționează noutățile din timp, deci dumneavoastră nu o să prindeți mișcările date, adică nu o să înțelegeți, da? Noi vă putem oferi strategii tranzacționale și vă pot oferi strategia mea de tranzacționare, cum deschid tranzacții, dar dacă dumneavoastră nu o să implementați și nu o să înțelegeți, practic nu o să aveți rezultate. De aceea, cel mai bine este dumneavoastră să experimentați pe timp, să deschideți tranzacții, să țineți că dumneavoastră nu funcționează la analiza fundamental. Ați făcut pe demo, ați testat, în timp? Nu ați făcut. Eu am urmărat bani, acum și acela acest moment. De aceea, deci nu putem să spunem că nu funcționează până nu suntem siguri și demonstrăm. Adică am făcut niște acțiuni ca să vedem într-adevăr dacă funcționează sau nu funcționează. Este ok? Din cauza că doamna Valentina tranzacționează într-o manieră, deci, dar cu toate că i-am oferit niște sugestii cum să tranzacționeze, da? Managera mea. Deci, da, am învățat, practic ne-am, deci, am avut o colaborare, să spunem așa, dar de fapt ea și spuneam care sunt strategiile tranzacționare, dar totuși spunea ei tranzacționează în felul său din cauza că am implementat strategii și foarte mult testează după ei. De aceea și funcționează în fel, în fel înțeles viața. De ce? Deci ascultați managerul, dar puneți mânuța și deschideți tranzacții și testați și verificați. Am înțeles. Iar, până ca să înțelegi o strategie, că într-adevăr este o strategie bună care va aduce profit, că asta înseamnă o strategie bună, nu? Să aducă rezultat, rezultat pozitiv. Testați pe demo. Întotdeauna, pentru că eu aș putea să vă dau strategia mea exact, da, în momentul dat, care folosesc o anumită strategie. Dar eu nu pot să mă garantez că exact același rezultat o să-l aveți și voi. De ce? În fiecare noi avem capacitatea noastră de analiză, fiecare avem tactica noastră de analiză, da? De ce la fiecare să fie rezultatul diferit? De ce, în primul rând, când auziți cineva vă sugerează o anumită strategie, testați-o pe demo. Ați testat o dată, două, trei ori, va da rezultat, atunci treceți și implementați-o pe ea. Eu știu că noi toți căutăm emoții faine, pidem acolo sunt de emoții, dar nu e ca și pe real. Da, de ce ea direct trec pe real? Exact ce își făceam și eu, doamna Tatiana, cred că îmi zicea că o să vină cu centura. Dar eu am fost genul de trader și la moment, sigur, m-am disciplinat între timp, care găfam, mă ascultam, pe ulterior să-mi dau seama că disciplina, strategie de tranzacționare, regulile sunt foarte importante. Unde sunt reguli, acolo este și rezultat. Nu sunt reguli, rezultatul e cel care am meritat. De fapt, cu permisiunea dumneavoastră să spun, adică veniți, doamna Valentina, dacă tot ați deschis tema, cum și spuneam mai inițial de training, la început de masterclass, da? Disciplina este foarte importantă și ce vreau să spuneam, adică dacă noi avem disciplină tranzacționare, ne suntem disciplinați de zi cu zi. Iată, doamna Valentina, la un moment dat, deci am luat procesul ăsta că nu era disciplinată în domeniul tranzacționării, deschidea tranzacții și când facem analiza tranzacțiilor, nu era clar. Și multe ori am depistat că, de fapt, ea nu are disciplină nici în zi cu zi. Întârzea permanent și lecții, că aveam lecții individuale, deci era faptul că la lecții pe care făcea, venea, adică permanent, atitudinea nu era. Da. Deci, atât timp cât s-a deschis, adică s-a făcut schimbări deja în atitudinea ei, în procesul ei de zi cu zi, disciplina ei zilnică, credeți-mă că s-a schimbat foarte mult și disciplina în domeniul tranzacționării și rezultatele în domeniul tranzacționării. De aceea, acest aspect este foarte și foarte important. Foarte important, că dacă nu era disciplină, și încă un aspect, să știți că deja după ce a început să aibă rezultate, după ce a devenit un manager după o experiență mai mare, doamna Tatiana, eu acum înțeleg ce înseamnă cuvintele noastre. Asta înseamnă că dacă noi acum atenționăm aceste aspecte, ele sunt foarte importante. Par lucruri simple, lucrurile simple care nu sunt implementate, care ne par banale și în cazul dat nici nu ajungem la acel rezultat pe care ne dorim. De ce? Implementați cât mai des. Asta este un pic un pic și să vedeți rezultatele noastre să fie, ale noastre să fie foarte și foarte frumoase. Principiile importante ale managementului banilor. De fapt, managementul riscului, tranzacții practicale. Deci, ce este un risc și money management?
Това е пътинзвен транзакция, но какво ти ще си вежда, ако не може да си. Къде сте научили? De fapt, raportul cum este ca să fie profitul, deci este necesar să fie raportul de profit, să fie raportul pozitiv. Dar care este raportul perfect pentru stop loss de profit? Din raport nu mai multe, dar știm cel mai perfect de la 1 la 3 și în sus, nu? Stop loss 1, trai take profit, dar mai repede, de ce întotdeauna? Ce scump de raportul dat. Cineva a dat face acolo 2-3 tranzacții, un profit de 20 de puncte și un stop loss. Raportul dat s-a dat peste cap, da? Ceea ce ai muncit vreo 2 zile, ai pierdut. De ce raportul în tranzacționare sau calcularea riscului este foarte important? De ce traderii, începători, întotdeauna își calculează risc minim, pun piață 2-5%. Toți faceți asta. Noi știm că nu, noi vorbim de 5 puncte, 5, 10. Vorbim de 5, 10, 10 și de ce până la urmă totul depinde de scopul vostru. Noi fiecare aici avem un scop. Nu, clar, scopul comun este banii, dar trebuie să înțelegem cum e domnul, nu face peste bani. O afacere clasică, ea se crește peste bani. De ce ești aici? La fel este o afacere, la fel este un business. De ce trebuie să înțelegi că se crește sănătos, treptat? Da, aici sunt emoții, noi vorbim despre emoții în continuare. Dar risc mare, mă rog, este foarte important aici de capital. Și venit anual 60% cu un venit sănătos, da? Ok. Doamna, mai departe. Avem ceva? Deci, da, eu cred că consider că volumul este foarte important din cauza că și volumul care intră pe piață, deci să verificăm depozitul fiecare, de fiecare an, depozitul individual, asta este o informație strict confidențială, dar nu uitam că, de fapt, știu că ne băgăm mai mult pe piață și rupem mai mult. Deci, dar, nu uitam că dacă băgăm volum mare, da, deci atunci posibilitatea ca să avem niște stări sau deci, nefavorabile, este foarte și foarte mare. Deci, un volum, cum cineva spunea, s-a dat un aplicat 40, un volum destul de mare, și la un moment dat a luat o doamnă. Deci, a luat bolul de mere, ea și cu tot, în urmă cu mere. Și având atât de tare emoții cu mișcarea, volatilitatea, că am mâncat bolul de mere, într-un zi, un tort am mâncat, din cauza volumului necorespunzător. Dacă trag volum corespunzător, da, și faza că după aceea, se ducea la copii și întreba, dar unde este totul de fruștie, unde este bolul cu mine? Adică starea psihologică ei nu și-a dat seama că analizând practic, având emoții, volumul prea mare, riscul era foarte mare, deci posibilitatea de a pierde un depozit este foarte mare, din cauza că nu mergem conform regulilor, da? Și în cazul dat, de ce? Ne asumăm un risc? Noi vrem de start milionă, dar stare psihologice și noi nici bancar nu ne dăm seama ce facem în acel moment. Mergăm, meditație, mâncăm tort, mere. Deci, vă rog, fiți atenți la anumea acesta, să pierd volumul de piață. Că chiar dacă am deschis o tranzacție, piața s-a schimbat direcția, o noutate, ceva s-a întâmplat. Și noi avem un volum pe scăzutor de depozitul nostru. Deci, noi lejer avem posibilitatea să întâmplăm și impact, să facem profitabilitatea. Direcția A, deci viceversa, adică să vrem de tot adăugării, da? Și în cazul dat chiar nu ne paște nimic. De aceea, volumul, fiți atenți, că cineva și dă ochii jos. Siguranță. Și volumul vreau să dau deci, da? Adică ați spus de ca cum. Deci, acolo nu e necesar să fie doar, nu știu, nu știu, nu știu. Noi, e simplu și pe piața valutară, cu toate cineva spune că nu vreau, e destul volatil, dar că volumul este încălcat, la fel și acolo ți-ai țeapă. De asta mai bine, da, mai ales că și trei de începători, nu știu cum de aici sunt începători. Mai bine ai pus 4-5 cotații, tranzacții, două volum mai mic. Chiar dacă una, două, se duc pe minus,
celelalte se recuperează. Dacă ai pus toată miza pe o tranzacție și tu nu ai făcut o analiză mai amplă și ai pierdut tot, acum deja încrederea în sine, psihologia e la pământ. Da? De aceea, volumul este foarte important. Toate datele sunt foarte cauza volumului. Da? Asta că își viteză în mașină, cam optimul trader, vine, da, facem analiza, facem analiza, spun, dar eu m-am asigurat că eu văd tu. Ai intrat contrasens, da? Eu fac și legătura. Tu ai intrat în bătura tendinței. Tu poți, dar eu am analizat. Ok, ai făcut accidentul, deja, ce mai cauți că eu m-am asigurat? Tu ai călcat regula, ai călcat legea cea, cum se zice? Streșnaia, da, limba română. De ce ai ce cauți tu să găsești? Păi, dar eu m-am asigurat, dar m-am asigurat. Nu te-ai asigurat. Atâta timp cât ai călcat regula, tu ai privit ceea ce le-ai căutat. Nu? De ce regulile sunt importante? Una din reguli este și volumul face parte la fel de reguli. Ok, mai de multe aici de vorbit. S-a testat și eu am și diferite planturi și s-a experimentat, am experimentat un foarte mic și deci și s-a demonstrat că nu pur și simplu n-ai cum să pierzi depozite, nu ai cum. Dar nu vorbesc doar despre CAC 40, na, spre 500, oh. Da. Preferat instrumentul doamnei Valentina era și este. Eu m-am fript tare, dar nu mă las. Ok, bine, dar este și ANG din cauza că natural gal, dar și fie ordolar, clar lucru că dacă într-o 100 sau 200 de lături, clar lucru că deja este, deci este necesar să avem un depozit corespunzător pentru a încarca volumul dat pe piață. Deci, nu uităm și de cotațiile simple. Deci nu contează cu ce cotație, contează să analizăm depozitul și să analizăm volumul care intră pe piață. Ne-am înțeles? Ok. Bine. Doamna Valentina, o să vă rog frumos că... Așa, să vorbim un pic despre psihologia trader. Pentru că mai sus am menționat doar câte puțin, dar aici un pic, haideți să vorbim despre mai multe aspecte. Cât ne ajută sau cât ne împiedică anume psihologia în tranzacționare. Așa, dumneavoastră personal, cu ceva, cred că. Emoții. Așa. De la început, cum trezeam pe lume, nu am primit. Nu mai ești rugăciunea până la urmă, nu are legătură cu tranzacționarea, dar trebuie o facem, da? Dacă de fapt ne-am uitat la cifre, ca și la un pandem, adică pur și simplu nu știu cifre, nu la bani, atunci cu aia lucruri că noi am tranzacționat doar emoții și nu vedeți mă că atunci. Dar emoții trebuie să fie ca orice domeniu, dacă nu ai avea emoții, practic spre nu există, emoții e orice. Eu duc curs aici de un an de zile, a fost în august. Eu de fiecare dată la fiecare grupa mea, eu am emoții. Asta e fain, dacă nu aș avea emoții, pur și simplu aș ieși și așa. Ți-aș da ce am dat și atât. Emoții sunt fain, dar nu știi emoții gestionate, da? Corect. Pentru că ok, e, da. Niciodată și o chestie că desul în tranzacțiile sunt prietare pe cifre. La trader mei care i-am aici, am câțiva, ei știu, da? Că de la lecțiile mele când îi văd că au tranzacțiile alea, da? Întotdeauna să uită tranzacțiile, să vadă cifrul tot pe chitieță, da? La mine trebuie să fie graficul H1-H4, tranzacționarea întotdeauna cont, alter și ala suare acolo. De ce? Pentru că asta, într-adevăr, afectează. Iar în timpul tu stai la lecții, nu știu ce-am făcut, nu poți face o analiză la lecție,
o analiză mai amplă, pentru că tu acolo te atrage să vezi anume minus ce ar. Și cu toate noi avem un plus, da, că aveam anul plus, trebuie să avem, noi atragem atenția la minus, dar sunt trei care văd doar al minus și la un moment dat văd pe partea de închisă. Sunt din ăștia, care nu efectuează roșu, dar efectuează doar un pic să vadă la poate și au închis tranzacția. Dar ce vreau să spun, adică pur și simplu să avem încredere. Și dacă am făcut dimineața analiza, am închis calculatorul și am făcut alte activități, sport, citim, nu știu, bog pasturi, orice, dar nu deschideți calculatorul, deschideți care 5 minute. Din cauza că, deci o să vă ducă iar, pur și simplu să închideți un pic undeva la 3 dolari și nu știu cât acolo. Deci câteva puncte, haideți să spunem așa, dar nu o să fie rezultatul ce vă doriți. Să vedeți ce emoții am avut eu când am descris prima dată tranzacționam la greu pe demo, deci am început să fiu, ne-am deschis depozitul și eram un trader deja pe real. Da, emoții și au pădre, da, era un punct sau doi, vreau că nu se mai duce piața în direcția care am făcut analiza, toate că eram, aveam analiză foarte bună. Și când am ajuns în pozitiv, să zic că voilà, am ajuns și acolo unde trebuie, toate că am făcut un pronostic mult mai mare și am închis-o în câteva puncte, adică practic, și când am luat-o în direcția care trebuia așa de tare amparare, au dat principiații emoții, ca să ducă mea să fie dată cu corectă, dar nu e adică, practic, nu e încrederea, nu știu, nu e voie, ca să nu mă, haide să spunem, în viața mea, așa. De asta, eu am vrut să recomandă chiar luată asigurare. Cu este de lejer tranzacționați pe asigurare, ce e? Psihologic sunteți mai ușurați. Eu sunt perioada de asigurare. E mai lejer, nu? Nu, e chiar așa de lejer. Sau e mers? Sunteți mai disciplinat? Pentru că e startul, știți cum? Și startul, uiți că e asigurarea. Le trăiești pentru fiecare. Mă uit că povestiți fix așa și ne trecem noi acum la... Da, pentru de ce am ajuns să-ți dăm prima dată? Îți faci un ridic pe costul. Pentru ce? Ridic, îmi dat mergi în plus. Și vă ridica stop loss. Am tranzacții să închid în stop loss, dar în plus. Stop loss pozitiv. Sunt puțin în jos după asta, iarăși am zis mai sus. Am închis amul, dar ei îmi pot tot să mai duc. De asta nu spunem pur și simplu. Credeți-mă că am trecut în... Deci am trecut stările astea la inițială de tranzacționare, da? Și mi-a să spuneți că deci, asigurarea. Și eu mi-am luat asigurare. Pe euro, dolar și pe cotațiile, pe forex intram, pe tot stop loss, pe profit, pe cotația de viața de capital, dar nu pe stop loss. Și până într-o bună zi am venit la analiză tranzacțiilor și managerul meu spune, mă, Tatiana, dar nu merge asigurarea, dar eu tranzacționam cu volum frumos, condiții obligatorii pentru asigurare. Corect, deci nu uitați, când aveți asigurare, vă luați asigurare, deci... Includeți, nu contează piața pe care tranzacționați dumneavoastră, da? Pe cripto, mă număr, piața de capital, să fără, că sunt toate include stop-loss-urile. Da, da, deci și datorită asigurării ne oferă posibilitatea să fie mai încredut, să deschidem tranzacții, să avem o profitabilitate mult mai frumoasă. Deci, chiar dacă am dat-o prima lună în vară, dar am schimb începem a doua lună de la zero, dar având o experiență, poate... Deci, experiența este foarte importantă, de aceea... Ați vineți aici la Atrium și o să lucrăm la momentul ăsta. Eu am zis la care te azi. Nu, eu am înțeles, dar văd cu voa deja pentru patru acolo e ușiți. Nu trebuie să vedeți... odihne și ne vedeți... A, nu că dăm din o viață. Întotdeauna trebuie să... Mai sunt și altfel de azi, îți poate adresa. De aceea... Da, de aceea... Deci, vă notați acest... Și... Vă aduceți aminte când aveți niște stări, niște emoții, niște situații, de toate aceste aspecte și cu siguranță o să fie foarte și foarte bine. Eu, de fapt, aveam așa o situație. Domnul Hai, țineți vreo pe ce oră vă pot contacta, că eu știu ce urez. Și am spus că la ora nouă, ok, la ora nouă vă să vă deranjez, că pe ulterior. Deci, dar de aceea și starea asta emoțională, când știi, aia la cine apela, la mai, ce primea, la cum vă susține,
proiectul acesta foarte important. De aceea, implementați ceea ce vă spuneam la momentul dat. Da? Dacă o să știți să vă stăpâniți emoțional și să vă gestionați stările dumneavoastră, deci atunci o să aveți foarte multe rezultate, foarte frumoase rezultate în discuție, că deja în temperatura în parte deja și sus, jos, mai răcoare ca sus. Deci o să permite să vă stau un pic așezată. Ceva să spun despre stările acestea emoționale. Mi-am adus aminte. Deci atunci când sunteți supraîncărcați, că da, transacția mare de fapt este o afacere, dar în timp noi putem să avem și deci alte ocupații, da? Și dacă suntem cumva încărcați, nu știu, cu familia, cu job pe care mai avem, dar astăzi nu avem dispoziție, starea noastră se vedea că nu este ok, dar nu încărcați refugiul transacțional, lăsați astăzi ții piața, că nu o să fugă, ea funcționează și mâine, și apoi mâine, și tot străime, o să iei. O zi, două, dar de ce? Lăsați un pic, odihniți-vă. Am făcut testări, de fapt vreau să vă spun că țin minte că m-am încheiat eu primul meu parteneriat, dar era manager. La lecții tranzacționam, doamna Valentina ar vedea, când eu deschideam tranzacționam, mă greau. Deci să fac loturi și asta este ok, aș ca și voi ca un dividend, asta este super. Deci, da, la un moment dat mi-am dat seama că eu pot să mă deschid tranzacții, da? Deci eu deja, practic, nu puteam să mă deschid tranzacții. Și până într-o bună zi, deci doamna Olga spune, Tatiana, te rog, haide să mă deschidem, tu ești cu plin ca piață. Deci, da, a fost greu. Pe dată mă mai deschideam zi, dimineața când sunt copil la școală, mai deschideam pe schimb, deschideam acolo o tranzacție. Și mai știți când te simți vinovat, am spus că nu pot. Deci, da, prietenul dat, în fiecare zi, eu o lună de zile m-am tranzacționat. Și eram mega mulțumită din cauza cumva. Deci am depus un efort, dar mi-am făcut o disciplină. Da? Deci, tranzacționez. Fac o analiză la o anumită oră, închid tranzacțiile sau ele se închid singuri ele. Deci, dar asta ajunge la un rezultat mult mai mare. De aceea și spun, starea emoțională noastră și vă calculați, vă gestionați. Deci, viața să funcționeze, ea funcționa până să fie în Republica Moldova, să știm noi. Deci, ea o să funcționeze și după asta, că americanii și copiii deja știu să tranzacționeze, la noi încă deci, încep să-și cunoască, dar deci, cătare, asta este o activitate, mai ales americane, deci ei cu o oră de zile. De aceea, includeți aceste elemente în tranzacționarea noastră. Și cu siguranță să spuneți mulțumesc, că înțeleți că și stau de fapt, aveți deja rezultate, da? Ok. Da? Sunteți scripturi? Toți suntem scripturi. Să fiți, să fiți, să fiți, să fiți. Rezultate, faine. Deci, ce trebuie un trader să ducă cont de statisticile procesului de tranzacționare, concret? Puteți-vă concluci că îți luați idei, îți părere, opiniile voastre? Da, nu trebuie să fie scălătoria, deci, este bine, pare că nu e posibil, pentru că aveți. 30 instrumente, 40 documente. Așa că peste catarii, când 30, 50 de lucruri, ai exclusi. Sau, de exemplu, ai 5-7 în aceasta, vezi în monitor ceva, iar așa o statistică, fie faci pentru genul de statement, ca ulterior să fie, nu e că este o cotație, că parcă faci transacție, că ulterior, pentru că stai cu un viitor prin instrument. Deci eu am tot eu, ai scris, pentru că înseamnă ceva acolo, недоработал, știți, cum vă ziceați, ceva acolo ai niște scăpări. Am trader, PGPP, tranzacționat, are fain, frumos aplicat cont prima lună, 80%, am PGPP, mai mult acolo a fost randament mai mare. Dar e deja, ca ulterior, să înțelegeți, a ridicat avansul de cu ce, dar în primul 3 săptămâni, a lunii, adică cumva el scopul și l-a triplat scopului care era pus. Ca după, nu s-a oprit, da, a intrat cum a fărit. A pierdut ceea ce a lucrat în 3 săptămâni, a pierdut timp de 20 și la fel pe GPP. Nici cauză. S-a schimbat
Ok, dar două zile poți pe 8 mesi interzi, așa puțin? Greșeală, volumul, adică ai hotel, dă-i o cot aici, poți iau tot, adică ziceam, era miercuri, haideți, joi, vineri, sâmbătă, nu poți o pauză mică, o mică pauză. Ei, talavante, deci sângeți împotrivă, nu dacă le rog mai potrivă, nu împotrivă, sângeți pe emoții, nu sunt pe emoții, sunt ok. Ca ulterior să înțeleg tot profitul a rămas exact în investiția inițială, nu știu, sunt bolat. Sau sunt la timp, mai închis pe minus. De ce? Important volumul, la fel că ajungem în volum. De asta este o cotație care ceva acolo nu merge, dați pe parte, cotații, piața e mare, avem lui de lege, nu? Da. Ok. Deci, doamna Uga astăzi a pus o poză pe Facebook, am vizualizat cum deci tunul Eiffel s-a construit în timp, dar cum în Ucraina cadă câteva clipe apartamente, da? Deci, așa și este domeniul tranzacționării. De fapt, în timp construim, dar să ducem la zero este foarte simplu. De ce nu avem niciodată inovație? Pur și simplu, mergem pe inovație. După procedură, și includem disciplina și atunci totul se ia în regulă. Cum facem statistici în tranzacționare? Deci, iarăși, eu de fapt, asta o spun. O spuneam la lecție, deci acum, nu știu, dar de fapt, tot timpul spun, fiecare săptămână, sunteți noastră trader de o săptămână, dar sunteți noastră trader pe o lună, uite, aveți dumneavoastră vreo 5 ani de zile. Vreți, păi nu vreți, este necesar ca să facem ce este aceasta. Analiza tranzacțiilor. O face acest dumneavoastră, domnul Alexandru o face, știu eu. Deci o face, da? Ok, bine, ce vreau să fac? Da, după 10 minute. După 10 minute? Da. Și care 10 minute încheie? Analiză. Sunt traderi care practică și notează, dumneavoastră sunteți așa, sunt traderi care și-au deschis tranzacția, deci notează direcția, intrarea și, deci, și practic unde o să își notează când o să aibă o ieșire aproximativ. Adică ne stat să scriu niște procese și ulterior deja după ce se închide tranzacția fac analiza completă, da? Adică spun câțiva pași. Deci traderi sunt diferiți, adică iarăși, da, este posibil să faci săptămânal, este posibil să facă lunar, deci analizăm în fiecare lună care sunt rapoartele noastre, desigur. Ce este aici indicat? Ce este asta? Ce mai spun aici asta aici? Ce informație? Depozitul, nu crezi cum e fizic. Cum a crescut depozitul? E bun, ți-a ajuns. Cum a scăzut? Raportul. Dar când trebuie să scadă? Raportul. Când trebuie aici să scadă? Iată, să nu facem extrage. Corect, deci nu am știut nici. Crește când crește, da, da. Dar să fie creștere cu mici. De fapt, când creștem la afacere, ce facem? Prin permanent o afacere standardă. Care este? Ce facem? Am investit într-o afacere, de exemplu... Investiții, cu întrebare. O investim, investim, investim. Adică dacă deschidem magazin și am făcut până tot astăzi în magazin, mai scoatem și ne ducem și altul fiind, da? Să compărți calitatea. Deci, ori investim mai departe în următoarea... Deci, mahfă, haideți să spunem așa, reinvestim, da? Iarăși în dependență, ca ulterior să ne aducă și mai mult profit și mai mult. În domeniul transacțional este la fel. Că dacă noi ne scoatem, practic, am deschis, am afacere, avem profitabilitatea, ne-am scos toată suma sau ne-am scos 50%, deja ne-am deprins tranzacțional cu un depozit mai mare și ulterior când începem mai mic, nici așteptările acelea nu sunt pur și simplu când suntem deprinși cu volumul și de la 100 de lote, nu trecem la mea înapoi la un lot, la profitabilitatea, cât o să-mi iasă. Și în cazul dat, cam nu prea suntem deprinși, de aceea, deci permanent. Măcar ajutiți, fiți VIP, fiți VIP, platim un gol de care ai vrea să fiți și ulterior că să faceți, să practic nici să nu simțiți, da? Să duceți cu portmoneurile astea cripto și să faceți plăți, deci practic nici să nu simțiți când din afacerea noastră. Cum faci și extrageri 10% nu am afectat depozit, dar eu personal un 30-40% în profit eu reinvestesc. Eu cred că toți cei care își cresc un business,
instrument permanent de investiție. Deci, ea ta, noi aici traderi știam tarifaie, traipi, dublă, deci cash web-uri. Știu, da? Cei care puneți știu momentul, da? Dar investiția asta își încrește pe cu zi, sau încrește pe zi, cei care domeniul dat al iau ca pe o afacere, al cresc ca pe o afacere, dar cei care pot sunt ca un venit, să zicem așa, a venit pentru a mă întreține, așa și e, cred că nu se mai zbogă. Deci, cumva, setațiile din start zbogă. Care zbogă? Da, dar totuși, ca să mergem, ca să facem reinvestiții, tabelul ăsta este excepțional, că îl faceți, analizați statementul dumneavoastră și în cazul în care, bine, poate se mai întâmplă, da, aveți foarte multe ocupații, da, măcar, deschideți contractul de statement. La fiecare săptămână și vedeți în care merge axa, da, și dacă în cazul în care, dumneavoastră, detestați că în luna aceasta, pe data X, am rezultate mai de care îmi doresc. Un pic am scăzut axa. Pe data Y, practic, aceeași zi, cam în aceeași miercurea sau vinerea, deci se întâmplă situații pe statement, adică înseamnă că eu ceva nu fac corect. Înseamnă că deschid tranzacțiile și facem tabelașul și analizez tranzacțiile în această perioadă, da? Cu siguranță n-ați mai făcut neastră în fiecare zi că analiza tranzacțiile în care 10. Dar o metodă simplă, pur și simplu. Deci nu aveți timp. E ok să facem și la cele profitări în care sunt în profit, care sunt pozitive tranzacțiile. Și acolo se depistează greșeală, nu credeți? Că aveam trader care tranzacționa doar contradenții și aveau profitabilitate și crește foarte frumos. Dar odată când s-a dus într-o minus mai frumușeu, îi spun eu, atunci, haide, totuși să depistăm. Era o regularitate, era o disciplină. Îi plăcea contradenții. Bine să facem analiza tranzacțiilor, anume atunci când tranzacția merge în profit, vreau să o întorc. Așa că absolut nu se întâmplă. Dacă în tranzacția din start, dacă eu așa percep, dacă din start te mergi în direcția greșită, înseamnă că nu e neapărat analiza tehnică corectă. Asta de anumită. Dar dacă nu mergi în profit și se poate, înseamnă că nu e. Înseamnă că nu e neapărat corectă, înseamnă că nu am făcut. Oricum ceva este, da. Dacă avem o direcție, dar și unde este greșeala, acolo ne axăm, da? Pentru următoarele tranzacții, atragem multe atenție la ieșire. Foarte simplu se depistează anume aceste aspecte, anume prin aceste tabele și se consultați voștri, cunoașteți tabelul dat, știți cum simplu face analiza. Da? Ați scris concluzia ulterior aici jos. Cel mai bine de des întâlnite greșeli. Caute ori deja, vrei, nu vrei rezultate, să nu mai bine. Eu am trader care din ianuarie tranzacționa, ca să înțelegi până acum, da, aveam 6 luni de zile. El a pierdut contul săptămâna trecută. Șase luni de zile eu a făcut o analiză. Chiar în ieri am avut el în analiză tranzacții, vor pe mală, vor pierdere cont, îți măcar astăzi, vor analiză, dăm gafă. Eu spuneam că demă, eu știu unde greșesc. Ca ulterior, da, a avut primul cont compensat, da, prima lucrură nu a văzut pe asupra aia. După aceea nu s-a mai zis, poate nu înțelegea unde greșești. Toate el spunea că el înțelege. Până la urmă, în fapt, greșeala a fost analiză, dar făcea analiză, erau și rezultatele altele. Ca acum, ieri am avut încredere, nu, gata, mă rog, eu tranzacționez, eu știu, eu mă părinț, gata, să vă ascult. De ce eu încrede? Ca să aibă rezultat, în primul rând, ascultă managerul și mi-aș după el, nu ascult managerul, eu personal m-am desis de trader, da, ca să înțelegi. Da, că eu am răzbunat iar pe el, am răzbunat toate trei grupi care le-am avut la 2 la 4 la 6, așa concret le-am zis, da, cum lucrez eu. Cei care nu sunt gata să meargă după regul și să asculte de sfatul, pentru ce eu dată, îi dai sfat, nu mi-aș după părerea ta, îi dai, eu ceri sfatul, îl dai, nu contează, e 12, 19, 11, cere două oară la fel, nu ascultă ce faci. A treia oară deja nu te mai adresat, eu nu am să mai dau. Și în caz, da, deja am fost înțeles și ca consultant, da? De aceea, priați rezultate. Rezultatele depind de trecuri respectate și depind de conlucrarea cu consultantul, cu managerul. Doar așa și ajungeți la rezultate bune. Doamna Valentina, de fapt, foarte mult acum vă dă niște informații, adică vă spune despre campionatul, care este scopul? Că, de fapt, oamenii nu pierd în statistica nu este că, deci, oamenii pierd, da? Dar, pur și simplu, să nu credeți că nu există așa posibilitate. Deci, noi atenționăm niște aspecte, clar lucru că oamenii care fac profitabilitate sunt foarte mulți, dar noi atenționăm unde sunt acele puncte care... Poate zice, dumneavoastră să nu ajungeți acolo, din cauza că aceste aspecte sunt foarte importante.
noi ne bucurăm foarte mult când traderii au și au rezultate. Credeți-mă că nu este favorabil pentru mine sau deci ca manager, eu nu mă sunt ok când omul este vinovat, încalcă niște reguli, păi, dar eu cum l-am învățat. Asta înseamnă că este fața mea, eu așa am depus să fur. Pe mine mă doare când, de exemplu, cineva spune că, na, am un minus mai mare. Păi, cum ai transacționat? Eu degeaba stau ce dimineață la 9 până la ora 8 seara și te învăț, adică procesul dat. De aceea, dacă n-ar fi confortabil deci domeniul dat, atunci eu n-ar exista. Dar până și copiii mei, am o prietenă și arată americanii cu rămânări și asta, mama, acolo este lucrul tău. Deci, practic, domeniul ăsta este foarte, foarte, ca și de fapt și în orice domeniu. Dacă mergem cu mașina după regulă, atunci ajungem la destinație. Dacă depășim viteza, poți să poți să n-ajungi. De asta știu să atingem toate aspectele. Pentru cineva cred că aici doar acolo, nu e roz, atâta timp când cazul ce am vorbit până acum, nu mai ai cum să ai rezultate de astăzi și eu am dat tema de astăzi. Eu personal am creat tema de astăzi, pentru că m-a afectat niște momente create de traderii mei. Doi traderi neascultători care a ajuns unde a ajuns din cauza nerespectării. Niciodată la analiză, niciodată nicio respectare a regulii, trei rezultate. Ca ulterior, deja cauți vinuleți. Da, doamna mea, de ce sunt de acord cu de ce vreau să înțelegeți? Doar respectarea regulii? Doar colaborarea cu consultantul vostru care v-a creat, doar în cazul dat voi aveți rezultate și ajungeți la succes. Rezultatele voastre, succesele noastre. De aceea, dar atâta timp cât traderul consideră că vrea să conturi lucruri, trebuie să descurcă și ulterior. Da, sunt traderi care au rezultate cu conturi. Am traderi care deja după 2-3 luni au devenit în lucrurieță. Dar ei din staff aveau disciplină formată. Dar aici traderi care deja aleg să meargă pe cont propriu, propriile reguli, acolo deja eu nu mai lucrez cu ei, deja și toți consultanții, tot nu se ascultă, deja ca copilul acela îi spune acolo, nu spate că se vedești. Ei-ți a doua oară, până nu duce și cai de nas, el nu se lasă, exact așa și aici. De ce cauza ta normalitatea? De cauza că oamenii vin aici pentru ca să-și crească afacerea și să aibă profitabilitate și să aibă să-și crească afacerea cu cea mai cale, ca o afacere dată de ani de zile, de la 10, 20, 30, 40, dar sunt traderi care ori le place să meargă cu investitorul, le place să meargă cu mașina cu viteză mare, da? Îi puneți asta, plăcerea asta nebună. Tranzacția vine pentru bani, da? Vine pentru adrenalină, din cauza că mănânci tu un tort în câteva minute și să nu simți că l-ai mâncat sau un bol de miere, asta tot este un fapt, înseamnă că tu ai venit aici. Asta este doar, știți cum, un motiv sau deci de a da vina sau de spune că eu vreau asta, dar de fapt ai venit aici pentru emoții. Știi? Asta este, deci, independența axa asta a unui studenț, un trader, unde pe care să ai, este un trader care deci unde poate să face și pe care să ai independența, nu din asta să plecați. Dacă puneți să întrebare, pentru ce am independența asta să merg? Dacă vreți bani, nu e acest lucru. Cine este un trader de succes? Da? Cel care câștigă mulți bani? Sau care este acel trader de succes? Nu credeți. Spuneți-mi, vă rog, de ce mai vreau să-ți o
vă faceți scopul săptămânal, lunar, vă inscriți procesul de transacționare care este scopul pentru luna iulie. V-ați făcut planul pentru luna iulie? Scopul, vă l-ați spus? Ați scris care este deci profitabilitatea de 10% timp de 20 de zile? Câte sunt 20 zile lucrătoare? 20. V-ați pus scop pentru 20 zile lucrătoare? V-ați scris să vă țin la 20 de zile să vedeți câte lucruri trebuie să faceți? Sunteți trader disciplinați? Este inclus? Păi mâna pe inima, îți pui scop, ți-ai făcut planul de tranzacționare, luna, săptămânală, și zile cât poți să-mi faci acel puntaj. Ulterior, tu acționezi conform planului, ca și rezultat. Ти деревень дела план. Окей. Долго и зима. А ты ночью хочу паузу. А ночь, когда я попут, о профитабилитате, пендру долго зиле, так я ж пендру луна, дэч, в газу он каре попут профитабилитате, сын дэм пуш пендру луна, а она считаешь там, да. Дэч, stați un pic. Nu este corect. Că dacă dumneavoastră ați... Și un drive stați un pic. Deci dacă dumneavoastră aveți o profitabilitate și v-ați crescut profitabilitatea mai mare, nu vă doriți să faceți de jocul. Deci profitabilitate. Adică sunt diferite strategii. Deci nu oferiți această informație. Deci pur și simplu. Eu vă sugerez, nu știu, dumneavoastră alegeți, fiecare are dreptul să aleagă, dacă v-ați îndeplinit. Deci planul pentru o zi sau două zile, faceți un pic de pauză. Ce v-a fost dumneavoastră astăzi să vă definiți? Da, este greu. Eu știu că să stai toată ziua de sărbători și să ai oaspeți și să iei telefonul și să transacționează de vezi și să ai oaspeți în casă și să spui masă, să strângi masă, să transacționează, este foarte greu să lași telefonul. Da? Dar, deci, pur și simplu, faceți un mic compound. Care este cel trader de succes? Nu acel trader care ia milioane de pe piață, dar traderul de succes este acel trader care și-a îndeplinit targetul pentru o lună, sau planul pentru o săptămână, sau planul pentru o zi. Deci, noi suntem toți diferiți ca trader, ca personalități. Planul nostru sau scopul nostru, toate scopurile sunt diferite. Deci, trebuie să ne includem acel scop care, de fapt, ne-l dorim. Deci, nu că vecinul vrea mașina, ca eu să am, vecinul să îmi spune ca să am mașină, nu știu, haideți spuneți care mașină, de ce am mai scumpă, da? Dar de fapt pentru mine mașina nu este importantă, eu vreau să lucrez. Adică noi ca oameni avem scopuri diferite, de aceea și în tranzacționare la noi scopul trebuie să fie diferit. Dacă v-ați atins scopul pentru X, fie înseamnă că noastră deja o să fiți un trader de succes. Ok! Deci nu mai avem, încă un pic vă reținem, da? Deci, un trader de succes se indică după statistici și rezultate pozitive de cel puțin 1 an. Dacă noi avem un rezultat, frumos, luna avem un rezultat pozitiv. Deci, iar următoarea lună suntem pe loc, stăm sau un pic ne dăm în spate, da? Mergem cu da? Mașina. Da? Îmi place, da. Sună fain. Deci, și iar următoarea lună, iar suntem un pic înainte, dar a treia, a patra lună mergem cu doi de în spate. Da, înțelegeți ideea, da? Atunci, cam nu suntem noi prea un pic trader de succes. De aceea, este foarte important să facem și o analiză. Asta pe parcurs, încerc ceva. Cu siguranță, traderii aici de un an de zile nu sunt. Că traderii noi ne stăruim, adică cum ne? Deci, noi venim atașa cu sultanță că unul nu poate să duce la școală din clasa 1-a până în clasa 12-a de mănânță. Corect? Îl duce în clasa 1-a până în 2-a, devine independent, că nu o să-l duc și la întâlnire, mai din ce scuze, adică nu o să duc băieții la întâlnire sau fetele. De aceea și noi ca traderi ne stăruim cu noastră să fiți independență, aveți strategia corectă, facem analiza permanent corectă și ulterior facem asta, da, deci și noi ne salutăm pur și simplu la în oficiu, la un ceai, la o cafea, sau, adică, deci asta este însăși procesul. De aceea, uite, rog, peste un an de zile, când am vrut să fiți independenți, dar nu uitați să vedeți ce se întâmplă. Ok? E fata, spuneți, vă rog, ați fost la sau în vară? Nu. Ați fost, așa? Azi. Am preconizat ușor.
Am mai venit și care... Dar de ce? Nu, e fain. E fain, e super fain. Oamenii nu se duc la mare în fiecare zi, adică să stea la soare să se plângesc. Aici ai... Deci doar că... Cine dar eu să ne ajut aici? Suntem transacționarea complicată. Haideți, nu știți. Nu vă îngordați cum se vede, eu tot mă văd. Eu nu înțeleg ce scris acolo, mi-am spus cum credeți. Cine este un sistem transacționar practicabil? Un sistem care are ce profit. Dar un sistem cum se creează un sistem? Cine îl creează? Este o machetă gata de cuva șablonul dat și rezultatele sunt deja... Insipul de pe plajă sau și deci, sau tot conținutul de fapt, da? Ce înseamnă să fie flexibilitatea? Deci piața este în continuă schimbare, ceea ce am spus cum a fost cu 10 ani în urmă, deci traderii, iată domnul Eugen, sau va să spună că de fapt cu 10 ani în urmă piața era, volatilitatea era alta. Acum aveți posibilitatea să prindeți mișcările astea și punctele astea frumoase, da? Deci piața se schimbă de la o zi la alta, adică pe schimba fundamentală, pandemia, războiul, situația economică, ciclul ăsta care este acum schimbarea, da? Deci de aceea suntem pregătiți pentru orice, suntem la analiză, suntem deschiși, suntem treziți, da? La realitate. De aceea și-am pus, piața este în continuă schimbare. Trebuie să fiți atenți la acest aspect. Traderul trebuie să fie în continuă evoluție. Deci, și mai rău decât aici ca și schelet, da? Și care mai adăugăm carnea aia, da? Așa, cu un pic. Scheletul e acel. Și în rest depinde totul de la fiecare proces. Corect. De aceea și analiza transacțiilor nu urtare. Deci, că este foarte și foarte important. Deci, este necesar să avem o continuă dezvoltare permanentă. Să învățăm, dar nu doar să învățăm. Dezvoltarea ce înseamnă? Asta nu înseamnă că trebuie să mă duc la job, să mă duc la sport, să știți cu cap cercător. Asta înseamnă că trebuie să mă duc la scălări de risc, să mă duc la scap schimbări, în, deci în viața de zi cu zi, mașina, restaurantul, pisica nu schimbă, dar ce mai zic că mai mult și un pic de tot și să deci să schimbăm, adică practic ați înțeles care este ideea, de fapt că este necesar ca noi permanent să creștem, da? Să vedem lucruri noi, să tindem către ceva mai mult și în cazul în care să avem un mic de bani, să facem ceva de piață, până noastră să crească, spună, da? Anual, dar în cazul în care pur și simplu nu să creștem, da? Deci atunci am trader care practic preferiți, haideți să vedem așa. Câteodată iubește până are deja din notăriese în domeniul tranzacționare și schimbă odată la jumătate de an și tacâmpă și lingurile. Pur și simplu oferă energie nouă în casă. Vedeți ce posibilități? Adică nu odată la 10 ani că sunt moștenire, dar pur și simplu primești plăcere de a face acele cadouri cu mai și să-și îndeplinească visuța, dar și schimba tot, ca să pună și fotul pe scaun și așa mai departe. Noi suntem diferiți, puteți să vă găsiți acela, al eu vreau ce doriți să faceți schimbări și atunci o să faceți mai multe transacționare. O să vă aduceți aminte de acest masterclass, cu siguranță. Ok. Bine, să învățăm mereu ceva nou, o metodă de, metodă nouă de analiză, da? Un sistem de tranzacționare, deci practic. Dacă ne-am plictisit de anumite păcați, dacă ne-am plictisit
Și deci, atunci este bine să cerem părerea, un ajutor, poate niște mutații mai exotice, spun eu, da? Deci, mutații mai exotice, spun eu, deci, sunt traderi care iubesc pe mutații de camel și sunt eu și cel camel și eu iubesc de mai, mai exotice, mai cu mișcări de astea, știți? Așa, da, îți mergi unul cu 50 la oră, mănânc, nu cum vă spune cu 50 la oră, la mine, că nu, iarăși, aici este, dar ești la dormire. Deci cum se întâmplă să ne capacitați și să mergi la transacționare? Indiferent cum am fi, da, dacă aveți disciplină, dacă aveți volumul necesar în formă de vizitul, dumneavoastră poți să ajungeți la rezultatul care este. Cam asta este, deci, noi vă dorim succes, da? Da? Să nu ați fi mereu în creștere. Deci și să aveți acele rezultate, să implementați ceea ce noi acum astăzi am explicat. Noi să vă rog să vă ridicați, dar să întreprindeți niște anchete.